Că, după cum știți, Domenico m-a cerut zilele trecute. Aceasta, trebuia. Da, și pentru că am zis că toți suntem în Italia, și domnișoarele de onoare le vom alege de aici, pentru că e mai sigur, am hotărât să caut pe internet pe o firmă care poate să-mi expedieze foarte, foarte repede cadourile pentru domnișoarele de onoare. Așa că am găsit pe Instagram, acolo unde trecem noi. Tot timpul. Toată vremea. Și am găsit o firmă care se numește Brightbox. O să vă pun link-ul în descriere și desigur o să vedeți și pe Instagram story-ul și postări. Și culmea, ieri am vorbit cu ei la ora, cât era? Era 11-12, da? Am ales împreună cadourile pe la ora 6 după amiaza, cred că le-a trimis. Și astăzi sunt aici. Și le vom deschide împreună. Așa. Eu am vrut să deschid pe mașină, dar nu m-am lăsat. No. Ia, ajută-mă, amore. Așa. Și încă o chestie. Una dintre domnișoarele mele din mare soră. Și asta în Germania, trebuie să-l expediem. Am gemicea scurte sau trebuie să-ți umblă un colet. Aici este factura. Așa. O lăsăm deoparte. Și după cum vedeți, aici sunt scrise numele domnișoarele de oameni. Ea este? Miriam, sormea. Ok, mai avem încă trei colețele, Juicy, sora mea Angela, stați așa, și mai este și Carla. Îl vom deschide, din păcate, prin primul plan Miriam, îmi pare rău, vreau să vă arăt ce se află în el. Ok, acesta este ambalajul și avem așa, mamă ce frumos miroase, are super drăguță, îmi place foarte, foarte mult. Niște bombonele să le îndulcim ca să accepte. Ce zici, o să accepte? Că trebuie să le cer. Așa. Niște scrisorele în care pot prime mesaje și ce mai acolo, more? E o... Ia să vedem. O agenda. A, ce drăguță e! Bridesmaid Planner. Da? Și are și un pix aici într-o parte. Hai cât de drăguț e! Mă ajută domnul, el e mai atent la detalii, eu sunt mai impresionată. De-aia l-am luat de bărbat, mă rog, o să-l iau, nu mai are scăpare. Și vreau să vă anunț că de pe acum că unele dintre vlogurile pe care le vom face, de asemenea, vor... Hai să încerc să ne împachetăm la loc. Așa. Ia să vedem, reușim? Așa. Așa. Bravo! Așa. Ce ziceam că, așa, da, unele din vlogurile pe care le vom face, după cum a fost și cel de data trecută, vor fi și în italiană, și în română, și în engleză, este o harapătură total, dar ce? Tu pălucă lingua. Pălucă lingua, si. Perché, da, mă scuzați, deoarece el fiind italian, în român, că nunta noastră va fi în Italia, restaurantul, după cum ați văzut, e de aici, din Italia, deoarece vrem să facem nunta aici. Anumite produse, cum sunt acestea, nu sunt nici din România, nu sunt nici din Italia, sunt din Nigeria. Eu nunt worldwide. Da, vrem să facem ceva deosebit și sperăm să ne iasă. Adică încercăm să vă arătăm toți pașii pe care îi decurgem în planificarea acestei nunt. Da, va fi peste 2 ani. Meile. Sunt nerăbdătoare. Stați aici, pe noi, stați cu ochii. Subscribe, Instagram, activați notificările, să fiți mereu alături ca chiar o serie TV stilul Netflix. 2 ani de zile veți avea multe de văzut. Am început cu restaurantul, cadourile pentru domnișoarele de onoare. Păi restaurantul a fost... A, cererea aia, am spus, ne-a fost surprins de o zi ce fac și eu. Se pune ea lui. Deci nu face parte din serial, nu? Da, face parte din serial, dar eu nu fac parte din planificarea. Mergem la Carlita. Da, mergem să facem propunerea primei noastre domnișoare de onoare. Și apoi încercăm să le cotăm și pe restul, în afară de sora mea, care, amore, cum facem pe ea? DHL. DHL. Și, bineînțeles, trebuie să fie un unboxing și din partea ei, eh? Sper, că dacă nu... Angi te costrânge. Ce zici? Accept domnișoarele de onoare să fie... De ce să nu accept?
Dacă nu o să accepte, ce facem? Rezolvăm noi cumva. Ok, hai să mergem. Deci vreau să vă zic că n-am avut heliu să umplu baloane pentru că tot e Italia și fac banane de poluat. Și balonul pare puțin mor. Uitați-vă la el, sărat. Da. Alinirea balonul, amore. E... Asta, drăguțe. Da, dar la vânt funcționează. Ei, zboară cu capul jos, e un balon. E îmbatat, săracul de el. A bevut, a bevut. Sperăm să nu se supere nimeni, o să încerc să țin eu cât de drept, mă duc așa, uite ce balon frumos. Așa, hai că a ajuns Carletto. A ajuns, ia, hai la casă. A ajuns Carletto! A ajuns la prima domnișoară de onoare, așteptăm să ne deschidă capul aici de față. Așa. Sperăm că te-a plasat cel, știu că e acasă, trebuie să plece. O prindem noi. Și de ce n-ar trebui să accepte? Oi, nu știu. Dacă zice nu ce facem, că avem numele scrisă de vie. Da. O să accepte. Cum poate să te spună nu? Nu zic și eu, poate are ceva mai important. Da. Hai că intrăm și vedem, da? Așa. Este. Și mergem sus să vedem dacă e capitat. Mi s-a zis că da. Dar cum a fost numele? Suntem într-o clădire istorică. Voglio chiederti una cosa. Certo. Vamos. Grazie. Vediamo. Vediamo cosa c'è dentro. Vediamo che cosa di bello. Will you be my bridesmaid? Non ci scrivo niente perché non so scrivere in italiano. Che carino, c'è una candelina perfumata, certo, con cioccolatini. E questo un'agenda per mettere tutti i regali per il matrimonio. Mi piace tantissimo, grazie mille. Una carina per te, sì, vuoi essere la mia damigella d'amore? Sì, grazie. Spero che ti piace. Grazie, che bello. Quelli per tacchino. Per tacchino. Bello. Grazie Valentina. Grazie questo. Grazie, ma che bello, grazie. E quindi quando? 2021. Ma che bello. Che cos'è questo? Un'agenda per le damigelle d'onore. Ah, che bello. Bellissimo. Grazie. Și după cum ați văzut, din păcate am reușit să mă întâlnesc doar cu două din domnișoarele de onoare. Una este sora mea care e în Germania și o să văd cum reușim să ne întâlnim. Și aceasta este cealaltă domnișoară de onoare care stă în alt oraș și am reușit să ne vedem în Italia. Însă o să ne vedem de curând și voi dați cadoul. Vă pup și ne vedem în următorul vlog.